tabere rescrise în PNL. Filiale decapitate pentru liberalii din preajma lui Orban. Se anunț schimbi noi în structura de conducere a PNL. Liberalii care au stat pe funcții ca pe ou, dar cu capul la cutie vor fi evaluați schimbai în următoarele luni. Semnalul a fost dat deja la ultimul Consiliu Național. Noul val de lideri locali în special va fi recrutat din noii comunicatori ai partidului. Dar este de așteptat o rezistență vehement din partea actualilor prieteni de organizații județene vis-a-i de această strategie pus la cale de Ludovic Orban de apropiaisei. Oficial, schimbările care vor urma sunt motivate prin blaturile existente cu PSD la nivelul administraiilor locale din unele județei sectoare ale capitalei, non-combatul sau lipsa de activitate a unor lideri din teritoriu. De altfel, la ultimul CN, Orban a susținut că oastea trebuie trezit, cerând fiecărui subliniere F de organizație să dea cu parul în subliniere ful de la PSD. Gata cu blaturile cu PSD, vă spun din capul locului. Sunt un om blând, care iubesc subliniere-te oamenii, care întotdeauna am preferat în acțiunea politic să conving, nu mi-a plăcut să fiu ascultat de fric. Dar nu voi mai accepta ca 75 la 85 din partid care munce subliniere te se bat pasul pe loc din cauza ce 25 din partid nu munce subliniere te. Nu mai vreau să se facă opoziție numai la nivel național sau unii liderii județeni se facă opoziție, dar numai cu mesaje legate de palierul național. Vreau să vede fiecare lider județean cum decuparul în presubliniere din teleconsiliului județean PSD, în primarul PSD, în prefectul PSD, în toți subliniere fide de concentrate. Cine nu are puterea să abandoneze de acum, să le lase pe altul mai puternic sublinierei mai curajos, a avertizat Orban. Ludovic Orban a precizat că nu vrea să dea sancțiuni, dar ce va lua măsurile care se impun. Cu dosarul pe numele său finalizat favorabil prin decizie definitiv, Orban a prins curaj și a schimbat foaia. Potrivit unor surse din conducerea PNL, au contat foarte mult presiunile făcute de diverii lideri care i-au susținut candidatura, dornici să se vadă sau să i vadă apropiai pui în fruntea unor filiale. Cel mai elocvent caz a fost cel de la Neam, acolo unde actualul lider de filial județean, Mugur Cosmanciu, l-a debarcat din fruntea organizației municipal, pe unul dintre primarii liberali de municipiu Reghin de Jude, Dragopitic, provenit din tabra fostului PDL. Potrivit surselor citate, aproape imediat după dizolvarea biroului permanent local al PNL Piatra Neamț, atât Ilie Bolojan, cât și Gheorghe Falc s-au repezit să aibă discuie cu Orban, căruia i-au reproat pasivitatea și lipsa de măsuri dure, faptul ce nu a trecut de luni bune la debarcarea celor care fraternizează cu PSD sau care au susținut candidatura lui Boi la ultimul congres. Iar nu avem decât omul de primar de municipii în Moldova, iar Orban permite izolarea lor, chiar plecarea lor din partid, prin măsuri impuse de lideri de filiale care nu se mai simt să te pun pe organizaia lor.
Acest lucru nu mai poate fi tolerat, mai sus în sursele citate. Nu-mi doresc să iau nicio măsură de sancționare a nimănui, dar nici nu pot să accept că unii se demit pe nepus mas primar de municipii aflați în funcție. Ce alt serviciu mai mare poți să îi faci PSD într-un municipiu decât să le demici din funcția de presubliniere dinte al organizației municipale pe primarul PNL? Se termină cu astfel de prostii sublinierei cu astfel de decizii care sunt luate fără nicio noim, a reacționat Orban la CN, arătând cu aunele semnalul. Situația este doar o manifestare a noului război surd care are loc în interiorul PNL. Taberele vechi s-au rescris, la fel componența lor, în funcție de noile interese de momentale unor liberi liberali. În PNL nu mai există acum vechiul PNL sau fostul PDL. Aceste tabere s-au spart. Acum ele sunt amestecate. În jurul lui Orban se regăsesc, umbre la umbre, reprezentanții din ambele perei, în funcții, care s-au adaptat la unele ce au mai mult de câștigat colaborând, dacă vor să aibă un viitor politic. În tabra adversă s-au adunat, au făcut alianțe-i rămai în afara actualei împreiri de poziții din partid, chiar dacă anterior erau fie adversari. Fie nu se ne-au reciproc, ne-au explicat sursele citate, situația din partid. Terenul pentru schimbrile de lideri de filiale preconizate au fost consfinite prin impunerea unui nou set de evaluări trimestriale. Conform acelorai surse, ele vor oferi legitimitatea i paravanul legal pentru ca viitoarele măsuri să nu pot fi contestate sau atacate ca fiind în fapt doar o revană actualei conduceri de partid. Deja în partid se vorbește de posibili înlocuitori pentru posturile de lider de filiale ce vor fi vacantate. Cum din statutul PNL au fost eliminate restricțiile cu privire la cumulul de funcții, dar și cea care nu permitea unui liberal să candideze pentru o funcție locală decât din organizația din care a făcea parte, este de așteptat ce unii membri din biroul executiv să fie parautai de către Orban în filialele cu pricina pentru reorganizare și aducerea lor sub ascultarea centrului. Conform surselor, Orban vrea să facă un experiment, cei mai vizibili și populari comunicatori ar putea fi desemnați în fruntea acestor filiale. 1. Pentru a demonstra ce cei care se bat zi de zi cu PSD vor fi recompensați cu funcții politice. 2. Pentru a motiva restul de efi de organizai se procedeze la fel, dacă vor să îi păstreze funcțiile, ne-au explicat sursele citate, raionamentul din spatele acestei strategii. Astfel, printre favorii la o funcție de lider de filial se numre Florian Câcu, Ovidiu Raechi la nivelul organizațiilor de sector, dar alii liberali precum Dan Vâlceanu, Florin Roman sau Laurențiu Leoreanu.